Tragedie în Maramureș, un copil de 11 ani s-a înnecat la piscina unei pensiuni. Trupul băiatului a fost văzut pe fundul apei, iar oamenii l-au scos imediat pe margine și au alertat autoritățile. O ambulanță, dar și un elicopter smurd au intervenit de urgență la fața locului și timp de 40 de minute medicii au încercat să le resusciteze pe copil. Efortul lor a fost însă zadarnic și au fost nevoiți să declare decesul. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.